Senatorul Mihai Fifor, de altfel parlamentar ales în Dolj, spune că își dorește ca Aradul să aibă parte de o resuscitare culturală reală, în măsură să plaseze orașul pe orbita centrelor importante de cultură din țară. Cu toate acestea, vicepreședintele PSD Arad are mari îndoieli cu privire la agenda calendarului cultural al Centrului Municipal de Cultură Arad pentru 2016. Astăzi am să mă refer strict la una dintre anexe, este vorba de anexa 1I1, anexă ce se referă la cultură, recreere și religie. Înțeleg că domnul primar Falcă este deosebit de supărat pe Partidul Social Democrat, pentru că cei de la PSD se opun cumva investițiilor teribile pe care domnia sa dorește să le facă în cultură în Arad. Eu vreau să transmit arădenilor și domnului primar Falcă faptul că nici pe departe nu ne gândim să facem lucrul acesta. Ne interesează în egală măsură ca Aradul să fie în continuare un oraș cât mai bine profilat din punct de vedere cultural, dar un oraș profilat cultural nu prin sume exorbitante prevăzute în bugetul primăriei municipiului Arad și care, în opinia noastră, sunt cel puțin interesante, dacă nu mai mult decât atât. Prin urmare, pentru a putea să ieșim în fața arădenilor și să vorbim despre lucruri concrete, am făcut o solicitare către Primăria Municipiului Arad pe legea 544, prin care dorim să știm la fiecare proiect cultural ce anume stă în spatele proiectului cultural din punct de vedere financiar, adică să ni se pună la dispoziție un deviz care a dus la suma prevăzută să se aloce respectivului proiect. Totuși, senatorul ales în colegiul uninominal 2 din circumscripția electorală cu numărul 17 Dolj nu ne spune de ce resuscitarea culturală a avut parte orașul pe care de fapt îl reprezintă în Parlament.